nativii RAC și cei care au ascendentul în RAC. Săptămâna 19 august, 25 august, va duce pe teritoriul casei a 8-a, așa zisa casa vieții și a morții, o perioadă în care puteți să culegeți roadele a ceea ce ați făcut la lună nouă învărsător. Deci aici pe casa 8-a se formează în data de 19 august, lună plină învărsător, moment în care faceți curățenie și culegeți roadele a tot ce ați făcut de la luna nouă învărsător și până acum. Dacă ați investit bine banii, atunci, acum veți culege roadele și veți avea investiții prospere. Casa 8-a, să știți că reprezintă și relația intimă pe care o am cu persoanele importante din viața mea și chiar relația pe care o am cu mine, cu corpul meu. Deci este un moment foarte bun în care dumneavoastră puteți să scăpați de anumite comportamente toxice pentru corpul dumneavoastră, de anumite hobby-uri nesănătoase care v-au adus într-o stare de boală, într-o stare de multă toxicitate și acum este un moment foarte bun în care puteți să luați inițiativă și puteți să luați atitudine în a vă detașa și a nu mai face tot ceea ce este toxic în viața dumneavoastră. În data de 22 august, soarele intră în fecioară. La dumneavoastră va fi pe casa a treia, casa comunicării, casa relației care o aveți cu clienții dumneavoastră, cu proiectele dumneavoastră. Se dă din nou start ideilor, veți fi energizați pe acest domeniu al comunicării, al drumurilor și al interacțiunii cu colaboratorii dumneavoastră și cu noi dumneavoastră clienți.